Medieșenii au petrecut și ei de Ziua Națională a României în centrul orașului. Sărmăluțele au fost și în acest an cele mai apreciate de către public. Polițiștii comunitari au păzit zona în care se servea mâncarea pentru a nu mai exista incidente neplăcute. Miile de sărmăluțe pregătite de către municipalitate s-au terminat în doar câteva minute. Oamenii spun că anul acesta au fost mai bune ca niciodată. Pentru ce veniți? Pentru a sărbători Ziua Națională a României. Atât? Și pentru o sarma, pentru o muzică populară. Bună! Arde! Sunt bune, foarte bune! Sărbătoarea a continuat cu un program artistic în cadrul căruia au urcat pe scena din fața primăriei Mediaș ansamblul Rapsodia Târnavelor și soliștii Angela Rusu, Vasile Coca și Claudiu Moldovan.